Reprezentanții Crucii Roșii Române nu au putut rămâne indiferenți la necazurile sinistraților din zonele afectate de inundații din județul Galați și au organizat o licitație pentru a putea strânge o cantitate necesară de produse folositoare acestora. Astfel, la licitația ce a avut loc săptămâna trecută, reprezentanții Crucii Roșii au reușit să obțină produse în valoare de peste 6 miliarde de lei vechi. Săptămâna trecută, Crucea Roșie Română a organizat o licitație publică pentru cumpărarea a 3600 saci de dormit, 1000 de pachete igienice și 1000 de pachete alimentare pentru sinistrații din județul Galați. Aceste produse vor fi distribuite la sfârșitul lunii noiembrie și sperăm ca săptămâna viitoare să organizeze licitație și pentru calorifere electrice, la fel să ele vor fi distribuite la începutul lunii decembrie. Potrivit Crucii Roșii Giurgiu, săptămâna viitoare va avea loc încă o licitație. De această dată, voluntarii Societății Naționale fac apel către toți agenții economici care comercializează produse electrocasnice pentru încălzirea locuinței să țină cont că urmează sezonul rece și acești oameni au nevoie de căldură. După finalizarea licitației, persoanele afectate vor beneficia de aceste produse la începutul lunii decembrie.